Complicato. Astăzi s-a desfășurat cea de 8-a ediție a concursului Sunet și Culoare, dedicat compozitorului Mozart, la care au participat peste 140 de elevi din școlile din Turda și în împrejurimi, plus a mai primit din 6 județe, București, Brașov, Constanța, Buzău, plicuri cu lucrări, încă nu știm exact ce număr conțin, și până acum lucrările vizionate au fost niște lucrări deosebite, urmează jurizarea și sperăm că copiii vor fi răspătiți pe măsura așteptărilor. În cazul celor care au susținut secțiunea asta, concursul ăsta, în alte județe, s-au făcut tot așa cu audiții și li s-au transmis ce piese trebuie să asculte copiii? Da, au trebuit să ia legătura cu coordonatorul proiectului și au primit temele muzicale pe care trebuie să le audieze, au avut proba anticipat și au trimis lucrările, astfel încât astăzi le avem pentru jurizare. Și acordarea premiilor cum se face? Din câte știu eu, acordarea premiilor se va face la finalul întregului proiect, pe toate secțiunile. Și cei care sunt din Turda și școlile de pe lângă oraș vor participa în mod real și fizic la premiere, iar celorlalți se vor trimite premiile prin poștă. Câte secțiuni mai sunt în ediția asta a proiectului? Asta a fost prima, înțeleg. Cred că vreo 4 secțiuni. Sunet și culoare, gimnaziu, creatorul de povești, limba română, limba engleză și cred că cam atât. Nu știu exact. Eu răspund de proiectul pentru primar. Ok.